mașină a fost finalizarea primul rând pentru că n-am avut șansă execuție. La finalizare, una peste alta, un joc dominat în totalitate. Un joc în care am creat presiune asupra adversarului, însă nu am reușit să scriem. Lipsit de șansă, nu am văzut faza când Tușel a ridicat steagul. De ce l-a ridicat? După ce o să vă citi, o să mă lămuresc, dar într-adevăr a avut dreptate să fie. În prima fază, în prima repriză, au reușit să facă report. În a doua a fost un lucru mai nesigur acest raport. În prima repriză a fost un joc mai echilibrat, un joc în clar de așteptare, pentru că știam forța echipei Dunărea Giurgiu. O echipă care joacă foarte bine contra-atac și căruia, dacă le oferi culoare, profită de el. Au reușit să reviteze și nu am vrut să le ofer acele culoare. La pauză, normal că a trebuit să forțăm atacul, să regândim partea asta tactică și am fost și forțat de două accidentări să fac două schimbări care până la urmă s-au dovedit beneficii. Etapa viitoare? Etapa viitoare ne așteaptă un joc de deplasare pentru cele trei puncte pe joc, pentru că vedeți că acasă ne descurcăm mai greu și avem nevoie ca în primul rând să nu pierdem la model. O echipă se formează din mers, relațiile de joc se formează foarte greu, iar dacă e și lipsit de șansă, apar probleme. Deocamdată, jocul este în creștere și ne interesează că am dat primul joc de miercuri.